Și dacă iubiți mâncarea, stați până la final, așteptați-vă la... La tot ce o să fie mai gustos. În aprilie. De unde nu mai faci vlogging? Să știu și eu unde a apăs. De aici. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Good world going bad. Salutare, numele meu este Dodo Mesaro și fac vloguri despre viață, despre oameni, despre călătorie, despre ceea ce mă inspiră și sper să te inspire și pe tine. Suntem undeva în zona Dealul Mare, Mizil, mai precis la ferma dacilor și am venit aici la invitația lui Adi Hădean, care e undeva acolo. Așa se face vlogul. Da, te uiți, acolo ți-i ești ochi. Tu? Ha? Așa, ești, ții de un ștuț și vorbești la cameră și se cheamă că faci vlogging de ăsta, cum zice, bravo. Bă, făceam asta, dar nu-i zicea vlogging când o făceam, nu-i zicea nici cum, nu știu, zicea că vorbești la televizor. Uite, asta facem deocamdată, adică am dat drumul la ciocane, am dat drumul la focuri, pentru că urmează să gătim destul de multă carne, dar și destul de multe legume astăzi aici la ferma dacilor. În groapa asta cu jar o să punem varză, sfeclă, morcovi, porumb, temirceuri din astea vegetale și pe stativele astea din metal o să agățăm niște bare pe care atârnăm niște găini care au stat în saramură de câteva zile, cred că au 5 zile în saramură deja. O să fie foarte gustoase. Abia aștept să le văd rumenite. E cât se poate de clar că acest vlog e despre mâncare, e despre altceva decât v-am obișnuit în un mod normal, însă când vine vorba despre mâncare, cine ar spune nu? Adi, hai să stabilim ce vedem astăzi, ce gătim, ce facem, ce pofte mai stârnim. Uite, ce se întâmplă astăzi aici la ferma dacilor, dacă vrei? Am putea să-i zicem că e o sesiune de gătit arhaic. Dar gătit arhaic ce înseamnă? Înseamnă felul în care găteau strămoșii noștri. Folosim jar, folosim foc deschis, folosim plită, ceaun, cuptor, lucruri de felul ăsta. Cu ingrediente foarte simple pe care le cunoaștem cu toții și care le erau familiare gospodarilor români. Care e treaba asta cu slow cooking în România? Adică mi se pare că preiau din ce în ce mai mare amploare. Noi am crescut cu slow cooking. Dar ce înseamnă slow cooking? Înseamnă sunt un pic așa, foarte mult de lucru, mă înțelegi? Și având foarte mult de lucru la câmp, la vite, la aia, la aia, la altă, a trebuit să dezvolte un sistem de gătit în așa fel încât să-i aștepte mâncarea când se întorc acasă, dar fără să mai fie cineva acasă. Exact, da. Și atunci îți construiești un șpor, un ler, o plită, o ce vrei tu, în care pui mult foc și apoi îl dai la o parte și în locul rămas pui o oală cu ceva. Că poate fi legumă, că poate fi din când în când un pic de carne, că poate fi orice are importanță. Lași acolo pe temperatură potolită, care e în scădere pe măsură ce trece timpul, te duci, îți vezi de treabă și când vii acasă, mâncarea s-a făcut singură, practic. Cam asta înseamnă slow cooking, de fapt, știi? Dacă ești iubitor de animale și întâmplător zărești niște cai, nu ai cum să nu profiți și să te duci aproape de ei și să-i mângâi. Așadar, în momentele următoare, undeva câteva secunde de bucurie, de o apropiere de aceste animale superbe, aparte, spuneți-le cum vreți. Iubești caii? Eu da. Yeah.
Cornel, ce avem acolo? Fasole. E clar că o să mă înjurat, e clar. Uite ce o să vă arăt acum. Vă aduceți aminte că în filmul De Suflet, un manifest pentru răbdare, Adi povestea despre clipele în care oaspeții se adună în jurul meu? Astea erau cuvintele lui. Iată, uite. Te întreb și eu, Adi, ce pregătim aici? Ce se întâmplă, doctore? Asta e niște rulade de porc, care nu te ajmiți, e chiar bună. Mâncăm din ea, îndată ce se încălzește puțin, mâncăm. Doamne, cum arată! Cred că vreo 3 ore cel puțin am reușit să schimb o vorbă cu Adi, a fost ocupat. Am servit oamenii, s-au mâncat... Ce-am mâncat, adică nici nu mai știu. Măi, sandwich cu steak vin eu mai jos. Așa. Sandwich cu piept de porc copt încet și am avut o iahnie de fasole, vegetariană cum ar veni, dar peste care cine a vrut, gen cam toată lumea, a primit și carne, piept de porc rulat cu mirodenii și copt încet. Și mai avem berbecuțul care e acolo pe proțap, mai avem toate legumele astea din groapă care mai au vreo 2 ceasuri și găini cocoși, sunt niște cocoși grăsuți, care mai au. Mai au 2 ore bune cum e gata la mâncare. Imaginați-vă că sunt de azi dimineața aici. Deci de la ora 10. De la ora 10. Da, se coc încet, rămân cu sucurile înăuntru, sunt delicious. E treabă faină, e treabă faină. Da. O zi aproape nebune, suntem pe ultima parte a serviciului. Ce urmează, Adi? Păi urmează să mai și mâncăm ceva. Să mai și mâncăm ceva. Dacă cineva are impresia că s-a terminat vara, nu. Cucuruz, copt, cu unt și încă ceva ingrediente speciale, habar n-am ce. Și acolo, Adi, e... Foarte bine, începe serviciul. Sunt o mulțime de oameni, de copii care așteaptă, după care de altfel ne bucură foarte, foarte mult. Hai să verific cât e ceasul. 10 fără 7 minute. Suntem de azi dimineață de la 8 sau de la 9, undeva aici. Da, pe la 9 am ajuns. Eu nu pot decât să-ți mulțumesc. Mersi și eu. Așa. Primul cuvânt care îmi vine în minte după experiența asta este ancestral. Am plecat de... Ție, cuvintele mari. Ah, da. Am plecat din 2017 în spate cât s-a putut de mult și vă rog să mă credeți că s-a putut și aici mă refer din punct de vedere culinar. Felicitări, deci ce am văzut astăzi rar ți-e dat. Mulțumesc. Știi cum a fost o zi, până la urmă a fost încă o zi la muncă. Dar dincolo de că a fost încă o zi la muncă, a fost încă o zi foarte mișto, pentru că munca mea e foarte mișto, de asta pot să o fac de dimineața de la 8, de la 9 până seara la 10. Și acum, de exemplu, dacă noi mai aveam încă aici niște oameni flămânzi și mâncare pregătită... S-a rezolvat, n-ar fi nicio problemă. Da, da, peste o oră și încă o bere băută, reluăm serviciul, nu e niciun stres.
Nu știu cât mai putem face chestia asta. Eu personal nu știu cât mai pot face chestia asta, că timpul trece în defavoarea fizicului, știi? Ei, atât. Dar deocamdată e foarte distractiv și doresc să o fac în continuare. Ce mai? Mă bucur tare mult că am făcut vlogul ăsta. Sunt convins că o bună parte dintre voi sunteți iubitori de mâncare. Dacă nu sunteți abonați la canalul de YouTube, apăsați butonul de subscribe. Mai vin lucruri interesante. Adi! Oh! Mersi, așa să mersi și eu. Așa se dă noroc în vlog? Da, dacă e invers. Doamne, ajută. Ba! Undeva în sufletul meu îmi place să cred că vor rămâne pentru totdeauna niște simpli iubitori de apus.